În ciuda frigului pătrunzător, sătenii din Negreni au petrecut duminică în centrul localității. Societatea Premium Porc și Primăria orașului Scornicești au organizat o petrecere în aer liber cu muzică și premii. Pe scenă au urcat soliștii ai ansamblului profesionist Doina Oldului, dar și ansamblul Călușul din Scornicești. Compania noastră a organizat pentru prima dată pentru comunitatea din Negreni, Ziua Satului Negreni, un eveniment unic în istoria acestui sat și având în vedere reacția comunității, sperăm ca de acum încolo să devină o tradiție pentru comunitatea din Negreni, bineînțeles, în măsura în care există sprijinul comunității și sprijinul autorităților locale. Ne aflăm la prima ediție a evenimentului Ziua Satului Negreni, eveniment care are loc datorită meritelor primăriei și al societății comerciale Premium Porc Negreni. Sperăm să aibă continuitate și în anii viitori. Peste 1000 de porții de pomană a porcului au fost împărțite celor prezenți la eveniment. De asemenea, sătenii s-au putut încălzi cu vin fiert, care a fost oferit în căni personalizate. Este cel mai mare ceaun din țară. La 1 decembrie am făcut la Alba Iulia 10.000 de porții de fasole. Astăzi vom pregăti peste 1.000 de porții de pomana porcului, cu sprijinul și ajutorul primăriei Negreni și Premium Porc. Se face așa în mod tradițional, cum știm cu toții, sau aveți o rețetă specială? Nu, noi avem rețeta noastră, în care folosim numai ingrediente naturale și, bineînțeles, cel mai important este tehnica focului. Ați gustat pomana porcului? Da, foarte bună. Cum a fost pomana porcului? Foarte bună și cu gust. Foarte bună. Cui a făcut și cine a făcut? Lui Premium Porc. Mulțumim. Vinul cum este? Foarte bun. Foarte bun. Cum mi se pare ideea organizării acestui spectacol? Foarte bine. Să ție Dumnezeu obiceiul. Un lucru bun ce s-a făcut. O muzică, un joc de voie bună, un vin, de ce să nu simt corect, să... Este frumos. Acum și premii, cine a știut că nu s-a anunțat în tot satul să facem poezii, să concurăm mai mulți, poate la anul o simt... Pregătiți! Ne pregătim la anul. Pomana porcului a fost gustoasă? Foarte bună, foarte... Deci perfectă. Vinul? Foarte bun. Muzica v-a plăcut? Da. Este o idee bună organizarea acestui spectacol? Foarte bună. De ce să spunem? N-am mai fost de mult în sat așa ceva. Cum este pomana porcului? Bună! Bună, bună! Cum vi se pare ideea organizării acestui spectacol? Bun! Frumos! Frumos, dar nu jucară mai mult. Ne plăcea să facem mai mult. E frumos! Ineditul acestui eveniment a fost concursul de poezii. Cei care au realizat cea mai frumoasă odă închinată porcului au fost răsplătiți cu premii importante. Avem un concurs adresat tuturor locuitorilor din comunitatea Negreni, iar cei care vor realiza și vor recita pe scenă cea mai reușită odă închinată porcului o să primească o premii. Printre premii aș enumera filtre de cafea, cuptor cu microunde, aparat de sandvișuri, iar marele premiu un televizor. Am pregătit o poezie cu Ziua Satului Negreni oferită de Premiul Porc Negreni. Și am mai pregătit încă o poezie cu porcul de Crăciun. Gospodarii de la țară cresc purcelul în ogradă. Pe purcel îl cheamă Gică, stă în cotești cu ușa închisă. Să-i dai apă și mâncare, Gică să se facă mare. Tot anul să-i dai mâncare, s-a făcut purcelul mare. M-am gândit să-l pun să doarmă într-un culcuș pe afară. Avea pături călduroase și niște paie pufoase. Dimineața s-a sculat, era tare agitat, rotunjel și minunat, vroia ceva de mâncat. Acolo, în umbră îndepărtare, s-a deschis o fermă mare de purceli plin de valoare. Primul porc se numește și e firmă cu nădejde. Vin la școală la copii, cu cadou mii și mii, premiei ne-au dăruit. Noi frumos l-am mulțumit. Premiul cel mare, un televizor, a fost obținut de Marin Popescu. Pe următoarele două locuri s-au aflat Firuța Celcan și Alexandru Gaiță, care au câștigat un cuptor cu microunde, respectiv un aspirator.